Și bine v-am găsit în ajun de sărbători. Partidul Unității Naționale vine să vă prezinte noua conducere. Asta este fața Partidului Unității Naționale după Consiliul Național, Consiliul Politic Republican din 21 decembrie 2019. Astăzi am dorit să vă comunicăm câteva lucruri importante. În primul rând, să prezentăm un bilanț al activității partidului pentru anul 2019, să prezentăm noua conducere a Partidului Unității Naționale și să prezentăm deciziile care au fost luate în cazul Consiliului Politic Republican de sâmbătă. Partidul Unității Naționale, așa cum știți, în anul 2019 a avut trei momente importante ale activității. Primul a fost alegerile parlamentare din 24 februarie, atunci când s-a luat o decizie de a susține blocul acum în lupta împotriva regimului Plahotniuc. Acest lucru a fost făcut public atât de conducerea partidului de la Chișinău, cât și de domnul Traian Băsescu, președintele de onoare a partidului. Și prin asta, Partidul Unității Naționale a dus o contribuție importantă la înlăturarea regimului Plahotniuc. Al doilea moment important este momentul alegerilor locale, în care Partidul Unității Naționale a intrat cu un candidat pentru orașul Chișinău și cu reprezentanță la nivelul întregii republici. Din punctul nostru de vedere, a fost o campanie bună. Am luat al patrulea rezultat pe orașul Chișinău. Avem reprezentanță în Consiliul Municipal Chișinău și Bălți și mai multe primării în Republica Moldova. Din acest punct de vedere, ținem să mulțumim încă o dată alegătorilor noștri care ne-au susținut în aceste alegeri. În urma congresului, și asta este al treilea moment important, în urma congresului 2 al Partidului Unității Naționale din 7 decembrie s-a luat decizia numirii conducerei. Partidul Unității Naționale nu a avut o conducere propriu-zisă. A fost o funcție de președinte rezervată domnul Traian Băsescu, care din cauza retragerii cetățeniei de către Plahotniuc și Dodon nu și-a putut exercita mandatul, prin urmare, domnul Șalaru a exercitat o funcție de președinte executiv. Actualmente, prin decizia Congresului, s-a hotărât alegerea unui nou președinte, alegerea secretarului general, domnul Anatol Șalaru, și a domnului Traian Băsescu ca președinte de onoare. Țin să mulțumesc foarte mult conducerii anterioare, tuturor președinților, președintelui Șalaru, deci președintelui Anatol Șalaru executiv și doamnei Ana Guțu pentru această perioadă de conducere de până la congres și până la decizia Consiliului și tuturor vicepreședinților care au fost în exercițiu funcției până la Consiliul Politic. Vă anunțăm și voi face o scurtă prezentare. În calitate de prim vicepreședinte al Partidului Unității Naționale, Consiliul a decis alegerea domnului Viorel Iordăchescu, mare maestru internațional și președintele Academiei Naționale de Șah, a doamnei Ana Guțu în calitate de vicepreședinte, profesor universitar, doctor, a domnului Cornel Pântea, președintele Organizației Teritoriale Chișinău și consilier municipal în primăria orașului Chișinău, a domnului Sergiu Burlacu, președintele Organizației Teritoriale Bălți și consilier în Consiliul Municipal Bălți, doamna Laura Urschi, vicepreședinte jurist, doamna Valentina Nicolenco, vicepreședinte pe segmentul economic, domnul Ion Cobușenco, vicepreședinte, președintele Organizației Tineret și pe segmentul de justiție, doamna Victoria Botnari,
vicepreședinte a capitolului de organizare teritorială, împreună cu domnul Igor Petcu, vicepreședinte de asemenea președintele organizației teritoriale Râșcani, și domnul Dorin Dușceac, vicepreședinte responsabil cu diaspora. Asta este noua conducere a Partidului Unității Naționale, votată de reprezentanții Consiliului la ședința din 21 decembrie. Consiliul a luat act de invitația Partidului Liberal de a face parte dintr-un bloc politic care are ca scop coalizarea forțelor unioniste și a luat următoarea decizie. Partidul Unității Naționale este un partid al Unității Naționale. Asta înseamnă că este un partid care are ca viziune reîntregirea și asta nu doar pentru unioniști, ci este un proiect de țară oferit tuturor cetățenilor Republicii Moldova, indiferent de naționalitatea și limba pe care o vorbesc. Partidul Unității Naționale este un partid de centru-dreapta, având ca filon ideologic și doctrinar creștin-democrația și prin asta dorește o abordare mai complexă a situației existente în Republica Moldova. Prin urmare, Partidul Unității Naționale pledează nu pentru un bloc politic, așa cum ni s-a sugerat, ci eventual pentru un bloc electoral. Un bloc electoral care va fi acceptat nu doar cu Partidul Liberal și cu alte partide apropiate din punct de vedere a idealului de reîntregire de Partidul Unității Naționale, dar și de alte partide pro-europene, pe care considerăm că în eventualitatea unor alegeri anticipate sau alegeri parlamentare am putea să le constituim. La moment suntem în discuții și negocieri în așteptarea deciziei Partidului Popular Român, cu care suntem apropiați și pe care considerăm că putem face o formă de alianță, fuziune sau absorpție. În rest, oricare alte forme de alianță sau de bloc electoral se va face cu acele partide și lideri care sunt integri și nu vor pune în pericol viitorul european și românesc al Republicii Moldova. În privința alegerilor pentru circumscripția Hâncește și a eventualelor alegeri prezidențiale pentru anul următor, Consiliul Politic Republican a luat decizia de a delega biroului politic aceste atribuții, pentru că atât decizia privind candidatul Partidului Unității Naționale pe circumscripția Hâncești, cât și la alegerile prezidențiale, se vor lua după finalizarea discuțiilor cu Partidul Popular Român. Asta am vrut să vă spun. Am încheiat acest an destul de optimist. Partidul Unității Naționale la moment este cea mai importantă forță unionistă reprezentată în Parlamentul Republicii Moldova și în Consiliul Municipal Chișinău și Bălți. Iar noi, pe această cale, urăm tuturor cetățenilor Republicii Moldova și românilor de pretutindeni un an nou fericit, mult succes și pace și fericire tuturor. O zi bună!